Acnea este o afecțiune care poate atinge pe oricine, indiferent de vârstă. Câți dintre noi nu au avut măcar o dată de a face cu un coș enervant de care au încercat să scape? Ei bine, când acnea este o problemă care ține doar de cosmetică, dar când ține de dermatolog, vom afla în cele ce urmează de la doamna dr. Cristina Beiu, medic specialist dermatolog la Spitalul Elias din Capitală și asistent universitar la disciplina dermatologie oncologică de la UMF Carol Davila București. Așadar, acnea poate fi banală? Este banală sau poate fi o afecțiune destul de complexă pentru mulți dintre noi? Acnea nu este o afecțiune banală, este o afecțiune care într-adevăr îmbracă mai multe forme, vine în diferite grade de severitate, dar cu siguranță nu este banală. Este o afecțiune complexă în sensul că există mecanisme complexe intricate care duc la apariția acneei. Este de foarte multe ori foarte greu de tratat. Tocmai de aceea vedem că dacă ar fi fost simplu de tratat, nu s-ar fi vorbit atât de mult despre acne în continuu și oricâte materiale ale exista despre acne, totuși este nevoie de material suplimentar. Și este o afecțiune cu un puternic impact psihoemoțional, da? Pentru că sunt leziuni care se văd, apare acea stigmă socială și apărând preponderent la adolescenți, îi afectează cu atât mai mult pentru că ei sunt la vârsta în care contează extrem de mult aspectul fizic. Aș vrea să vorbim puțin de cauze. Care sunt cauzele acnei? După cum spuneam, sunt multipli factori implicați în apariția acnei. Categorică, există o predispoziție genetică și pe acea predispoziție genetică acționează, aș menționa în primul rând, creșterea secreției de sebum. Ca să înțelegem fenomenul, acnea este o afecțiune inflamatorie care apare la nivelul unității pilosebacee, spunem noi, adică glanda sebacee, firul de păr și ductul folicului pilos, canalul pe care acestea două îl împart. În mod normal, glanda sebacee secretă o cantitate de sebum, sebum care este eliminat prin acest canal și toată acest proces spală canalul, deci se elimină și sebumul, și celulele moarte, rezidurile, tot ce este nevoie. La un moment dat, când ne apropiem de pubertate, apar acele modificări hormonale specifice pubertății, da? Creșterea concentrației hormonilor sexuali și acești hormoni sexuali acționează asupra glandelor sebacee, astfel încât determină o secreție crescută de sebum, un sebum și cu o calitate, un sebum mai viscos, da? Mai greu de eliminat. Apoi ce se mai întâmplă? În mod normal, ductul acesta, canalul, porii, așa cum îi cunoaștem uzual, sunt tapetați cu celule epiteliale care ar trebui să treacă printr-un proces de exfoliere naturală, da? Ele cresc, mor, se îndepărtează. Acum, în acne, nu se mai întâmplă acest proces, rămân acolo, astupă porii, practic, numai acel sebum care se află deja în cantitate crescută și este mai viscos, nu poate fi eliminat, rămâne sequestrat în interiorul acelui canal. Rămân sequestrate, cum ziceam, și celulele moarte și eventuali microbi. Așa apare cel de-al treilea mecanism, dezvoltarea florei microbiane. În acest mediu, în care sebumul stagnează, anumite bacterii bune, de altfel, devin bacterii patogene. Ei, spunem noi că proliferează, pentru că le place foarte mult mediul gras și aici vorbim despre Cutibacterium acnes, vestita bacterii implicate în apariția acnei. Și cel de-al patrulea proces este inflamația, pentru că ce se întâmplă atunci când o bacterie bună devine patogenă, se înmulțește anarhic? Se activează sistemul imun, în principal celulele albe, care declanșează procesul inflamator. Deci avem patru procese. Creșterea procesului de sebum, acea hiperkeratinizare anormală, nu se mai detașează celulele moarte, proliferarea Cutibacterium acnes și apariția procesului inflamator. Și aici este foarte important să reținem că acnea este un proces inflamator, nu este o boală infecțioasă, nu este contagioasă, da? Ci este o inflamație cronică asupra căreia trebuie să acționăm pentru că nu se remite de la sine. Foarte rar se remite acnea de la sine. În funcție de cauze, avem și mai multe tipuri de acne. Care ar fi diferența între acnea genetică și cea hormonală?
Să știți că eu nu aș împărți, am mai auzit frecvent și e bine să clarificăm, nu aș împărți acnea în acnee genetică și acnee hormonală, pentru că doar ce am văzut, că acnea care afectează clasic adultul vine pe o predispoziție genetică și o modificare hormonală normală, caracteristică pubertății. Termenul de acnee hormonală este uzual folosit atunci când există modificări hormonale anormale, cum ar fi cel mai frecvent în cazul acnei femei adulte care suferă de hiperandrogenism. Principala cauză este sindromul ovarilor polichistice. Da? Deci, acea acnee hormonală, într-adevăr, clasic, este vorba de o femeie trecută de 25-30 de ani, care are acnee în partea inferioară a feței, inclusiv la nivelul gâtului, care ne povestește că are exacerbări premenstruale, care poate avea și alte semne de hiperandrogenism, cum ar fi apariția părului excesiv la nivelul feței, în alte zone nedorite, între sâni, pe sâni, poate o voce îngroșată, mestre neregulate, poate infertilitate, căderea părului în zona frontotemporală, acel pattern masculin. Deci sunt mai multe semne și la aceste femei este indicat, de la caz la caz, se poate fi indicat să efectuăm analize hormonale. Cu mențiunea că de foarte multe ori analizele hormonale sunt perfect normale, dar totuși pacienta va beneficia de terapie hormonală. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că noi recoltăm hormonii din sânge, da? Și de multe ori nivelul hormonului în sânge este perfect normal, dar acea femeie poate avea o sensibilitate crescută la nivelul glandei sebacee. Glanda sebacee are receptori pentru testosteron. Se moștenește numărul de receptori, deci poate fi vorba despre persoane care are mai mulți receptori. În plus, această glandă sebacee are un bagaj enzimatic capabil să transforme testosteronul în dihidrotestosteron, care este cel mai puternic androgen pe care îl cunoaștem. Și ne aflăm în situația în care toate analizele sunt normale, dar nu avem marker pentru hiperandrogenismul periferic, adică acea sensibilitate la nivelul glandei sebacee, și atunci, dacă avem destule semne clinice, oricum indicăm această terapie hormonală și pacienta va beneficia de pe urma acestei terapii. Dacă tot vorbim de diferențe, care ar fi diferența între femei și bărbați, fete și băieți, în privința acnei? Există astfel de diferențe? În ceea ce privește acnea adolescentului, adică cea mai frecventă formă de acne, nu există diferențe în ceea ce primește mecanismul de producere. Există diferențe în sensul că predominanța este masculină, deci la vârsta adolescentă sunt mai afectați băieții, dar la vârsta adultă sunt mai afectate femeile, aici fiind implicată și această acne hormonală. Nu există diferențe în ceea ce privește tratamentul, dacă nu vorbim bineînțeles de acnea hormonală, nu există. Principiile sunt aceleași în mare. În ceea ce privește frecvența la nivelul populației din România, este mai mare decât în Europa? Este la fel, aș spune. Acnea este la fel peste tot la populația albă. Mă rog, există mici diferențe, dar și la noi acnea este cea mai frecventă cauză de consultație la medicul dermatolog. Acnea la vârsta adolescentă afectează undeva până la 90% din adolescenți. Da? Ea de obicei ar trebui să se remită undeva până pe la 25 de ani, unii spun până la 30, până deja mi se pare un pic cam târziu, la alții se remite chiar mai devreme, la 20-21 de ani, dar ea poate persista și la vârsta adultă sau poate să apară de nou la vârsta adultă. Cu siguranță că adulții care suferă de acne reprezintă un procent mult mai mic, infinit mai mic decât adolescenții care suferă de acne. Și pe măsură ce avansăm în vârstă, acest proces scade. Când acnea ține de cosmetică și când ține de dermatologie? Acnea ține mereu de dermatologie. Da? Este adevărat că foarte mulți oameni tind, zic, am niște coșuri, merg la cosmetică să fac o curățare. Nu, deci acnea trebuie evaluată de către medicul dermatolog, trebuie tratată de către medicul dermatolog și, da, foarte adevărat, sunt anumite situații în care medicul dermatolog alege să colaboreze cu un cosmetician cu experiență, de exemplu pentru extracția comedoanelor.
Dacă vorbim de acne retenționale, cu comedoane închise, comedoane deschise, adică puncte albe, puncte negre, dacă sunt mari, vechi, înrădăcinate, ele nu vor trece cu tratament topic. Și atunci este bine să avem un cosmetician în care avem încredere, care știe ce face și cu blândețe, cu experiență, extrage în siguranță acele comedoane. Ca apoi tratamentul să prevină numărul și frecvența aparițiilor. Ce ne facem cu fenomenul social media, în care vedem că apar tot felul de persoane neavizate, care își povestesc experiența și dau sfaturi? Cred că fenomenul social media nu mai poate fi ignorat. Deja știm cu toții. Ce trebuie să știe pacienții care suferă de acne este că doar medicul dermatolog poate evalua acnea, doar medicul dermatolog poate spune dacă este o acne într-adevăr, pentru că acnea poate fi confundată, da? Deci doar medicul îți poate spune dacă este o acne, doar medicul îți poate stabili un plan de tratament. Trebuie să ne gândim că orice ar fi, toate aceste recomandări, ceea ce funcționează pentru cineva nu funcționează pentru altcineva, orice tratament are efecte adverse și trebuie să ne gândim, persoana respectivă ar fi capabilă să manageze aceste efecte adverse? Nu! Deci tot la medicul dermatolog ajungem, care va trebui să trateze și efectele adverse și acnea. Au existat adolescenți care au spus că simt o plăcere mai mare să se uite la skincare pe social media decât la seriale. Da? Nu blamez, este firesc, sunt persoane acolo, influencerii, da? Sunt persoane tinere, frumoase, carismatice, care îți prezintă produse de skincare, adică este o relaxare, un divertisment. Dar trebuie luat așa și trebuie să ne ferim de toate informațiile care promit, nu știu, produse miraculoase, care dau sfaturi referitoare la tratament medicamentos. Deci acolo clar nu trebuie să ne uităm. Altfel, tot ce înseamnă skincare este un fenomen care place, care va plăcea mereu. Și atât timp cât persoana respectivă nu dă sfaturi, da, sfaturi mai mult decât ceea ce înseamnă, nu știu, produse de skincare, atunci asta va exista, dar oamenii trebuie să știe că baza rămâne medicul dermatolog și că nu trebuie să facă experimente.